bună ziua și bună regăsit în atelierul de comunicare, un loc în care ne inspirăm, dar unde reparăm și greșeli gramaticale. Astăzi vă explic situațiile în care ați se scrie cu cratimă sau legat. Prin urmare, aceasta este dilema. Cum se scrie corect? A liniuță ții sau ați legat? Și una și alta poate fi o variantă corectă. Depinde doar de contextul în care dorim să le folosim. Ați se scrie împreunat atunci când ajută la formarea timpului perfect compus. Timp trecut la persoana a doua plural. Prin urmare, atunci când este vorba despre voi. Voi ați plecat, voi ați dansat, voi ați studiat, voi ați dormit, voi ați cântat. Ați se scrie despărțit și anume cu cratimă atunci când ți are funcția de pronume. Ați da interesul pentru limba română înseamnă ați da seama cât este de importantă inima ta. Așa că bine ați făcut dacă m-ați ascultat. Și nu uitați, în atelierul de limba română și comunicare ne inspirăm în fiecare zi de luni de la mic la mare. Este gratuit și este loc atât pentru cei mici cât și pentru bunici, adică în atelierul de comunicare avem cursuri adaptate copiilor, dar și adulților. Însă acesta este alt subiect și vom vorbi cu o altă ocazie. Dacă nu mai aveți răbdare până data viitoare, ne puteți solicita amănunte prin intermediul WhatsApp la numărul afișat pe ecran. Dacă apreciați și vă doriți să susțineți activitățile noastre, puteți contribui oricând cu o mică donație. Acestea fiind spuse, nu uitați să vă abonați la acest canal în cazul în care nu ați făcut deja lucrul acesta și să dați un click pe clopoțel pentru a fi mereu la curent cu toate materialele noastre. Sunt Luiza Dinică, la bună revedere!